Liberalizarea pieței de energie și reducerea substanțială a schemelor de plafonare a prețurilor pot avea efecte devastatoare pentru consumatori dacă Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei nu intervine prompt, avertizează Asociația Energia Inteligentă. În ciuda semnalelor clare din piață care sugerează o posibilă creștere semnificativă a prețurilor, ANRE pare să ignore aceste avertismente, lăsând loc unor majorări considerabile ale facturilor de energie electrică și gaze naturale. Conform unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, ANRE a elaborat în septembrie 2024 un proiect de ordin pentru informarea consumatorilor privind liberalizarea pieței între 1 noiembrie 2024 și 31 martie 2025. Totuși, această inițiativă este ignorată de majoritatea furnizorilor, iar doar un furnizor de energie electrică a plasat oferte naționale pentru perioada de după 1 aprilie 2025, cu prețuri între 1,30 și 1,43 de lei per kilowatt-oră. Dacă aceste oferte devin realitate, aproximativ 40% dintre consumatori vor plăti până la 110% mai mult pentru energia electrică, iar 35% vor suporta majorări de până la 80%. În contrast, doar 9% dintre consumatori vor vedea o creștere a prețurilor de până la 10%. Asociația subliniază că declarațiile guvernanților privind continuarea plafonării prețurilor sunt înșelătoare, având în vedere că aceasta se va aplica doar consumatorilor vulnerabili, iar restul cetățenilor riscă facturi mult mai mari. În cazul gazelor naturale, situația este similară. Pentru furnizori, au plasat oferte de preț egale de 0,2605 lei pe kilowatt-oră fără TVA, 0,31 lei per kilowatt-oră cu TVA pentru perioada de după 1 aprilie 2025. Astfel, chiar și consumatorii vulnerabili, care ar trebui să beneficieze de plafonare, vor plăti aceleași prețuri ca și consumatorii nevulnerabili. Asociația Energia Inteligentă avertizează că lipsa de pregătire a ANRE pentru liberalizarea pieței riscă să transforme situația deja defavorabilă a consumatorilor într-un adevărat dezastru. Asociația a lansat un apel către Guvernul României pentru a implementa un plan de acțiune care să pregătească eficient liberalizarea pieței de energie și gaze naturale. Această situație riscă să se repete, amintind de liberalizarea pieței din ianuarie 2021, când ANRE a permis marilor furnizori să-și impună prețurile dorite, fără a proteja corespunzător consumatorii.